Salutare, salutare! Sunt Mădălin, iar în cadrul acestui video review am deosebită plăcere să vă prezint tastatura Microsoft All-in-One Media, un device ce integrează atât funcțiile unui mouse wireless, cât și cele ale unei tastaturi multimedia, oferind o experiență completă. Indiferent de modul în care doriți să folosiți tastatura, în fața unui computer, conectată la un NAS, la un TV sau chiar la o consolă de jocuri, aceasta nu dezamăgește. Designul este simplu și slim, având o grosime de 19,4 mm și taste foarte bine definite. Întreaga suprafață a tastaturii este confecționată dintr-un material foarte plăcut la atingere, fără imperfecțiuni, ușor sensibilă la zgârieturi și amprente, dar per ansamblu foarte rezistentă. Microsoft nu s-a sfiat deloc în implementarea unui touchpad pe acest gen de periferice, fiind foarte generoși cu mărimea acestuia, incluzând ambele butoane ale unui mouse și trei taste funcționale deasupra lui. Butonul de pornire-oprire este subtil poziționat în lateral lângă touchpad, fiind ușor de accesat cu un singur deget atunci când doriți să utilizați tastatura. În partea din stânga sunt prezente 4 taste multimedia, unul pentru activarea funcției de mouse, controlul pentru volum și un buton pentru mute. Pe spatele tastaturii găsim 5 piciorușe realizate dintr-un material antiderapant și o ușiță, dacă mi este permisă expresia, în spatele căreia sunt ascunse 2 baterii R3 și un locaș magnetic pentru depozitarea dongle-ului USB. Accesul se face extrem de ușor, trăgând spre exterior de ușița respectivă. Tastatura este compatibilă cu sisteme de operare Windows, Mac OS X, Android și o gamă variată de Smart TV-uri ce oferă suport pentru astfel de device-uri, iar conectivitatea wireless este realizată printr-un dongle USB menționat un pic mai devreme, ce funcționează la o distanță de până la 10 metri. Funcțiile tastelor media pot fi personalizate prin softul pus la dispoziție de către Microsoft, și anume Microsoft Mouse & Keyboard Center, unde sunt disponibile și setările touchpad-ului și funcțiile gestures, suportate de acesta. Impresia pe care această tastatură ne-a lăsat-o este una bună. Nu o putem recomanda pentru utilizarea zilnică, în locul unei tastaturi obișnuite, însă este o alegere excepțională când vine vorba de controlul unui Smart TV sau al unui sistem multimedia în sufrageria voastră. Ar mai fi multe de spus, dar vă lăsăm pe voi să descoperiți restul avantajelor. Aici se încheie review-ul mult prea scurt al tastaturii Microsoft All-in-One Media, pe care o găsiți și în site-ul PC Garage, accesând linkul din descriere.